Salvamontiștii gorjeni au intervenit la sfârșitul săptămânii trecute în 23 de accidente petrecute în stațiunea montană Rânca, mare parte dintre ele având loc pe pârtile dedicate sporturilor de iarnă. Cel mai grav a fost un accident de ATV, soldat cu fractură de coloană vertebrală și fracturi de membre inferioare. O parte dintre victime au ajuns la spital. Au fost foarte mulți turiști, toate structurile de cazare au fost rezervate, dar această aglomerație s-a reflectat, bineînțeles, și numărul de incidente. Am avut 23 de intervenții, cam 3 sferturi dintre ele pe pârtile de practicare a sporturilor de iarnă, restul în stațiune, poate cel mai grav a fost acel accident de ATV. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă asupra responsabilității pe care trebuie să o aibă turiștii atunci când aleg să se plimbe cu snowmobilul sau cu ATV-ul. Aceste ATV-uri sunt destul de puternice, dezvoltă viteze foarte mari, oamenii nu sunt familiarizați cu ele și pe timp de iarnă sunt foarte periculoase. Am avut de-a lungul anilor foarte multe evenimente de acest gen. Noi sperăm ca cei care le folosesc să devină din ce în ce mai responsabili, să evităm astfel de accidente care, iată, pot duce undeva până la fracturi de coloană sau de bazin, deci afecțiuni care pot duce la o boală pe tot restul vieții pentru cel care are astfel de probleme. 10 salvatori montani au fost prezenți la Rânca weekendul trecut, făcând față tuturor solicitărilor.